Pace și bună ziua! Astăzi fac o supă pe biblică și am primit de la fratele Costel și sora Mărioara. De la Zădăreni. De la Zădăreni. Și am primit cadou. Uitați aici. E atât de crudă că tot am făcut-o când am ciupilit-o tot să rup. Uitați așa arată. Așa e carnea ei, că e mai închisă la culoare. Așa e ea. Așa e soiul ei. Și facem o supă și încerc să nu o fierb mult ca să o pun în cuptor cu orez umplută. Dar încerc. Dacă fierbe și să desramă tot, nu mai fac nimic. Dar eu încerc să nu fierb mult și să fac asta ce zic. Facem o supă și bibilică umplută la cuptor. Ajutorul Dumnezeu așa vrea. Începe. Îi mulțumesc la Dumnezeu că ne-a scos în oameni așa, frați dragi. Mă, pe mine să mă scuzați că nu am spus de ei să le laud, că m-am grăbit aici, că am văzut că apa vrea să fiarbă. Și vreau să spun că dacii până nu au ajuns fratele Costel la noi, o spun, mami, să vezi ce frate, mami, să vezi ce... Când am întâlnit la McDonald's. Eu am înțeles tot ce a spus dacian. Dar când a venit acasă și am văzut cât e de deschis și cât e de... N-am cuvinte și a zis dacian, mami, să nu-ți faci ideea că sora Mărioara nu e la fel. E la fel. Deci Dumnezeu le-a unit pe amândoi foarte fain. Oameni superbi, amândoi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ești binecuvântată, Dumnezeu! Facem acum, imediat, pun și verdețurile, odată cu căinuța noastră. Și atunci... Deci ai proaspătă cotăiat în fața mea, eu l-am ajutat să prindă. Nu-i de la congelator. Și încerc să fac, să pun orezul să se oprească un pic, să-l fac. Și atunci o umplu și pe ea și o pun la cuptor. Nu știu că e prea fragedă, prea crudă, deci ea e puiuț. Deci nu-i găină din aia bătrână. Și încercăm astăzi să facem o mâncare faină. Eu n-am mâncat niciodată, mami, bibilică sau pirchiță, cum se spune la noi. Pirchiță, zicem noi. Într-adevăr, nu, fiindcă în piață, când cumpăram eu găini și de naștea, decât să dau pe pirchiță, că ea e mai mică, mai știu eu cât, că cerea mai mult ca pe găină, e mai scumpă. Și atunci cumpăram găină și nu mai cumpăram pirchița. Dar știu că bunica mea, deci chiar și eu mă mir că tot o pomenesc, tătuna, dar bunica mea, când era fetele mele micuțe și vrea să le mădărească, vreau să spun de bunica mea, când era fetele mele micuțe, și ea le iubea foarte mult și când le vrea să le desmeardă, să le... Atunci ea spunea, pirchița mea! Pirchița? Da. Probabil că din cauza că făcea gălăgie. Că bibilică! Poate că din cauza că făcea gălăgie. Da, când era Mirela mică, ea era foarte gălăgioasă, într-adevăr. Când era mică, atâta gângăia, atâta cânta ea acolo și ea atunci se îmbucura că cât e de veselă nepoțica ei și îi spunea, pirchița mea. Da, așa o lăudat. Cum spuneam eu la Natalia, că eu nu mai țin minte când făcea gălăgia așa. Păunița. Păunița mea, nu vezi că și eu îmi zic ceva. Așa
Așa spunea bunica mea, pirchița mea. Punem și verdețurile odată și odată e gata zămuța și punem și găluște de griș, că mâncă Natalia mai cu plăcere. Și punem pirchița noastră în cuptor, împănată. Domnul să vă dea toate binecuvântările la sora Mărioara și la fratele Costel, nu pentru pirchița asta, zic eu acum, dar sunt niște oameni atât de faini. Acum pe ea nu o cunosc, dar au zis că se uite la mine. Deci aia am vrut să spun că sora Mărioara e fana mea și prietena mea. Zice că se uită de mult timp la noi. Da. Și pe calea asta îi mulțumesc că mă apreciază. Suntem puțin deranjanți de Natalia, mai și întrerupem. Nu deranjați. Și... am văzut că mănânc afară la masă și au venit câinele lângă ea. Și nu-mi place să mănânce cu câinele lângă ea, dar acum ai Angie afară cu ea și e ok, stați să vă arăt. Atâtea legume pune. Da. Vreau să ies eu o zamă bună. Am două surori în Domnul. Domnul să le binecuvinteze pe amândouă. Sunt plecate în vacanță. Spune Angie, dar și unde e plecată surorile mele? Că eu nu știu să spun unde sunt plecate. Pauză. Singapore. Și aia la altă? Spania. Nu, hai. Madrid. În Madrid e? În Madrid e Camelia, da. Camelia. Nu, hai. Ce să? Nu, hai. Deci eu am crezut că ai închis. Nu, n-am închis. N-ai închis. Nu. Și eu am zis, hai, acum încep iară. Vedeți cum ne înțelegem noi. Da, de care am spus eu pauză că... Eu am crezut că închis. Nu, n-am pus pe pauză. Pauză că m-am gândit un pic. Deci, Domnul să le binecuvinteze pe amândouă, să le ducă în pace acasă, la familiile lor. Și mă bucur de ele că să mai recreez, se recrează. Păcând eu, uite, cu ajutorul Dumnezeu, vreau să plec și eu la Anca, că am spus că mă duc și nu m-am dus, fiindcă m-am făcut ochelarii și m-au costat o grămadă de bani, sincer vă spun. Și acum... Of, mai bun. Da, ăsta e adevărat. Bine, nu au fost numai ochelarii, că n-avem noi mai multe chestii. Au fost mai multe, au fost și ochelarii și... Am plecat și în Austria și așa. Și au plecat și în Austria și n-am avut bani, sincer. Și acum vreau să mă duc la Anca, cu ajutorul Tatăl Ceresc. Nu știu când pornim. O să vă spun. Știu dacă vrei tu. Da, de ce nu? De ce nu? Deci vreau să merg la Anca, cu ajutorul Dumnezeu. Deja Anca m-a spus, mami, iară spui că vin și nu vin. Deja mi-e greu de ea. Eu sunt atât de miros și după frumusețea aia care am văzut acolo, câte animale... Mai lasă-mă în pace, nu mai te mă aminti acum. Înseamnă că am mâncat porumb. Da, am văzut porumb acolo. Porumb și grâu. Le-a spus o grămadă de oameni să vin din casa și să ne luăm și noi casa la țară. A fi cea mai fericită. Nu e așa ușor să vinzi o casă. Eu, sincer, n-aș vinde-o. Aș păstra și asta și aș lua și alta. De ce să nu am două? E casa mea unde am copilărit.
Angie, da, fă-mi și eu cappuccino, please. Asta e mierea de rapiță de la fratele. Acum punem orezul la fiert. V-am spus că eu nu vreau să țin bibilica mult în supă. Și călesc un pic, jumătate de ceapă. Și vă arăt cât e de mare a fost ceapa, uitați așa. Și asta încă e mai mare ca asta ce am tăiat eu. Deci numai un pic de ceapă să-i dea gust. Și punem și un pic de morcov și un pic de mazăre. Și călim un pic, punem apă. Și facem un orez așa mai special. Nu-mi place denumirea de bibilică. Pirchiță e mai fain. Nu, ia-o cum o vrei. Zice că cine are bibilici nu are șobolani la casă, la porci, la ce-o fi. Fiindcă aștia atât de tare zbiară că să-ți pierde șobolanul și pleacă. Ai. Pă bune, așa m-au auzit. Tot de la țărani știu asta, că zice că se plângea vecinii că au șobolani la porci, la cereale. Zice, du-te și cumpără-ți niște bibilici. Serios! Vorbesc serios, să știi. Vă rog frumos să lăsați în comentariu că dacă nu crede. Eu nu cred așa ceva, vorbești. Dar nu-ți dus la bibilică să cred asta. Cam atâta mazăre, puțină mazăre. Punem și mazăre. Uitați așa, punem puțin ulei. Am pus puțin ulei. Îmi spune dar și că să nu mai fac așa și tot așa. Păi să că eu filmez și tu iei din cadru, că împingi mai către mine și atunci eu trebuie să pun iară camera să filmez. Scuze. Uită-te. Fii atentă, îți dau un exemplu. Eu filmez cafea asta. Da. Da? No, tu o iei de aici. Eu nu mai filmez. No, hai să mă duc mai spate. Uh-huh. Înțelegi? Da, înțeleg. Am uitat să fac o poză. Că mie îmi place să pun așa la final o poză, două, trei și cu câte pozele mai multe cu atât are melodia la final mai lungă. Deci 100 de grame de orez. Puțin. Nu pun mult, că nici nu cap în ea. Am văzut că mi-ați scris că vă place melodiile care le pun la sfârșit. Și cine vrea să știe cum cheamă, să mă întrebe și imediat îi scriu. Dar cam greu cu melodiile, că trebuie să le selectez, să văd care nu are dreptul de autor. Am vrut dat eu mai multe melodii jos și prima dată trebuie să experimentez, să văd, să le pun, că nu știu exact care au dreptul de autor sau nu. Și dacă au dreptul, după aia trebuie iar să reeditez. Ce aș vrea eu să spun,
la prietenele mele care îmi scrie, am făcut întorsurile dumitale, colăcei și m-au reșit bine, sau am făcut ardei umpluți, un băiat chiar în piață a venit la mine și m-a zis că am făcut, zice, ardei umpluți și m-au reșit foarte bine. Atâta de bucuroasă aș fi eu, ca toată lumea cine face așa cum fac eu, ca să-mi spună. Orică i-a plăcut, orică nu i-a plăcut. Nu, da. Să spună dacă i-a ieșit bine rețeta. Vă rog, chiar vă rog. Deci așa o să fie orezul meu. Să știți că eu mă bucur când spune, vă sun, adică vă scriu din Spania, din Olanda, din Belgia, din eu știu de unde. America. Din America, din Grecia, sunt atâtea femei din care... Din Israel. Da, da. Și una au scris, vă scriu din Tokyo. Japonia. Da. M-am mirat, văd eu bine să citesc aici, nu mă vine să cred. Deci chiar mă bucur, nu știu dacă mă credeți, dar mă bucur foarte mult. Fiindcă văd că cât îți dă apreciate. Uitați aici, nu mai las la călit, că eu ceapa nu vreau să miroase a prăjit. Așa, și punem apă. Amestecăm și după aia îi dăm pace să fiară. Aici a început să fiarbă găinuța mea. Am lăsat la foc mic ca nu cumva să se destrame, să fiarbă prea tare, că nu vreau, să știți. S-o întorc ca să se facă și picioruțile astea de aici. Uite așa. Deci, pentru mine e premieră. Dar are gust de găină? Sau mai fain? Vrei să spun pipota asta acolo, nu întrânfica în ăsta? Că numai acum ce-am pus-o, nu e. E chiar numai bine de tăiat. S-o pun în orez, știi? O pun. Eu aș pune-o direct la mine în farfurie și s-o mânc așa. Nu, că nu, că numai rupărită. Aș pune și sare. Un vârf tai și mie, să văd cum e. Nu, că las nu-i fiartă. Nu-i fiartă. O, atunci nu. Uite. Ia ca așa. Dar cum am pus-o? E fiartă. E fiartă? Da. Are gust bun. Eu știu că are gust bun. Chiar bun, să știm. Dar ce vreau să vă spun, că fratele Coster a plecat mai grăbit acasă, că a fost deja spre întuneric. Ce, că am ajuns spre întuneric. Știi de ce s-a grăbit? Să-și pună găinuțele în untru sau ce? Exact, pui. Da. Și eu cu Natalia l-am ajutat și le-am prins bucată cu bucată și le-am pus înăuntru. Dar și-a uitat pălăria la noi, înseamnă că trebuie să meargă, dar și să o ducă. Sau să merg și eu, că m-ar plăcea să le vizitez și să-i fac și o plăcintă cu mac. O zis că asta e plăcerea lui, coardă, cu mac. Hai să mergem
Păstă vreo 3-4 zile, chiar pe bune. Păi trebuie să vorbim, să vedem să nu fie la lucru. Da, mâine. Să vorbim cu el și să vedem. Păi el mai lucră și dacă e acasă, merg. El e pensionar, dar mai și merge unde e chemat. Mai face câte o terapie. Dar deja ne-a scris la comentariu că cineva o să zic că vrea și ea să îi facă teracotă. Deci cine vrea teracotă în raza județului Arad? Să ne lase comentariu că noi și îi spunem. Le dau numărul de telefon. Mi-a scris câțiva, dar n-am vorbit cu fratele dacă îi de acolo să-i dau numărul sau nu. Ba, parcă l-ai întrebat. L-am întrebat ieri, da. Dar înainte, da, n-am știut, știi? A. E aproape Zădăreniu, e înainte de Călugăreni și înainte de Felnac, știi? Da. E primul sat. Și știi ce fain e? Că poți să mergi și prin Aradul Nou. Da. Dar e nou, e mai multă circulație, semafoare. Da, intru pe autostradă, mă duc către Timișoara, prima intrare e către Zădăreni, ajung la sensul giratoriu și ia că Zădăreniu acolo. Înțelegi? Da. Deci în 10 minute sunt acolo. Și iacă așa, punem pipăta la pilaful cu orez. Revenim. Orezul s-a fiert. Așa arată. Punem puțin unt. Cred că e destul. Nu-i prea puțin. Ce orezul? Aha. Nu cred că încape tot. Acum luăm găina. Bibilica. Da. Cu ce să o iau eu? Stai acolo, Călina. Ok. A picat o ceapă. N-am lăsat-o să fiarbă mult. Că eu am știut că ăsta-i pui. Pungi cu unt? Da. Vai de alipioara ei. Și-am lăsat focul mic. Chiar i-am arătat la Dacian că am lăsat mic. Dar fiind crudă, îmi pare rău că nu e așa ceva fain să arate. O să arate când o să fie la cuptor. Și nici la cuptor nu o să las mult. Orezul-i fiert. Ea e fiartă și nu o las mult, numai din cauza asta, ca să... Uite, de aceea asta poți să-l servești. Ceva de rost? Acum umplem bibilica. Oare de ce zice oamenii că nu stă bine cu bibilica? Păi nu știu, că asta zic și eu. Mai bine pirchiță. Oare de ce? Poate din cauza că la oamenii care vorbesc mult. Și fac deranj ca bibilica. Că bibilica ți-a spus că dacă cineva are șobolani și... Își aduce două, trei bibilici și pleacă șobolani.
Ai bibilică la cap. Eu am știut că nu o să intre mult, că ea e mică, bibilica. Fratele ți-o prins care a fost mai mare, numai așa sunt ei, mami. Nu, nu aia mă refer. Da, numai de parte de mine, am zis eu așa. No, acum să vedeți ce pun eu aici. Uitați ce ficat-o. Știți ce a spus Dacia? Mami, ăsta nu-i ficat bun. Mami, ăsta zic cel mai bun ficat, așa, să topește în gură. Nu, mami, care... Steatoză hepatică. Steatoză. Ficat gras. Așa arată și noi. Deci ăla-i capacu. Ce zici? Ăla-i capacu. Da. Mamă, mamă, ce ficat e ăsta. Așa. Și să stie găinuța mea frumos, pun 3-4 cartofi. Ancoră. Ai închei sau? Acum s-a pus la cuptor. Vă filmăm când este gata. Acum facem găluștele la supă. Ăsta e ou de curcă, nu curcan, ou de curcă și ăsta e de găină. Și acum facem găluștele. Frate, uite, de tot acâmul facem de la dumneata. Și găluște, și supa, și bibilica la cuptor. Așa, acum aici. Să știți, când eram mică și mă duceam la... Pune puțină sare. Mă duceam la o verișoară de-a lui bunica mea și până să ajung la ea, era o stradă care era cășile pe... Cealaltă stradă și eu pe unde am trecut era spatele de la grădini și acolo era gard. Și sub un gard, în fiecare zi, o curcă făcea ou. Și eu mergeam frumos, îl luam și îl duceam acasă și era cald și ce bucuroasă am fost. Și când mă duceam la verișoara lui bunica mea când mergeam, ea era pe cuib și mă grăbeam să vin apoi acasă. Că știam că mă așteaptă ouul. Sincer vă spun. Vă spun și cum o chemat-o pe doamna care avea curca, era ei. Doamna Florica. O chema Florica alu Dimitrie. Nu cred că mai trăiește fiica sa, că și ea e în vârstă și nu cred că mai trăiește, dar Florica alu Dimitrie. Supa e minunată, Daci. Nu trebuie să curată. Ba da. Ce repede s-a bătut. Foarte repede s-a bătut. Cele două pauză. Trebuie să fac o poză, trebuie să fac o poză. Okay. Așa arată poza mai faină, uite, că se vedea dușul ăsta. Bine. Așa, nu? S-a precurat supa. Și acum eu am mai numărat de atâtea ori, între 12-15 linguri de griș. Mami, tu trebuie de fiecare dată, înțelegi? Da, hai, uite-te. Una... Două, trei, patru, cinci, șase,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Cum ai făcut? Acum vedem dacă mai trebuie sau nu. Cum a fost acum cu sucul de roșii, că am făcut acum o săptămână și zic că nu mai arăți cum le străcor, că s-au văzut. Dar ai văzut câtă lume au zis că cum ai făcut, cum le-ai străcurat? Fiindcă noi avem abonați în fiecare zi și nu au văzut restul. Trebuia să arăt și aia cum ai străcurat. Îmi cer scuze, eu așa am spus că nu-i mai nevoie și de ce, fiindcă ei încă mai durmea. Și Dacian și Angi. Când eu am fost gata cu sucul de roșii, ei atunci s-au trezit. Și că i-am făcut de dimineață. Ce vreau să spun, că puteți să vă uitați în urmă cu o săptămână. Acolo am arătat pas cu pas. N-am vrut să mai le deranjez, că și ei sunt mai tânări, doarme până la 12-1. Și atunci, normal că le mai place și lor să doarmă mai târziu. Uitați, am pus 12 linguri de griș. Vedeți? Amestecați frumos. Parcă m-ar mai trebui o lingură de griș. De ce? Fiindcă la Angie îi place mai tare. Dar nu-i musai, deci eu pot să fac și așa, deci se poate face, vedeți? Dar la Angie îi place un pic mai tare să fie, atunci mai pun o lingură. Da, exact așa cum spun eu, nici o lingură. Ca să fie mai tare. Și ea și Mirela îi place mai tare. Mirela este fiică mea, chiar acum am vorbit cu ea și era la spital, la... ea acolo lucrează. Speriat. O doamnă bănățană, cred că în Timișoara au fost, dar ea nu mai știa bine românește, dar totuși o știu să vorbească cu mine, care era pacientă, și i-a dat un capot roșu la Mirela, frumos. De ce i-l oferit? Că era mai mic de ea, ea când a venit la spital, a zis, pun capotul ăsta, poate mai ieși eu pe afară, pe undeva, dar îl pun cu mine. Și când l-a luat pe ea, eu ieși burt afară, că era mic de ea, că ea și l-a cumpărat cine știe când. Și Mirela când a intrat în salon și m-a, ce capot frumos aveți, nu știu ce, dar eu l-am adus pentru dumneata ca să ți-l dau. Halat. Capot, știi? Lumea ce vorbim, capot. Nu, halat să fie. E roșu cu flori albe. Foarte frumos. Trebuie să caut în text. Să văd, există cuvântul ăsta? Cap... Da, hai, caută să vezi. Păi ei nu pot acum că filmezi. Păi i-am pus acum găluștele, atâta fac, numai găluștelele. Nu, bun, nu, hai să vedem. Da, nu-i o pus mami o frunză de ce asta? Țeli. Țeli. Dar trebuie să fac poză, că tare faină la te. Deci am căutat în Dex, într-adevăr există cuvântul capot. Capoțel. Exact așa lui ce se referă mami. Așa halat. Știu eu. Mamă, ce fain arată! Caram! Capoțel! Wow, ficățelul ăsta! Mai stăm de vorbă cu el! Ce fain arată! Pirchița noastră! O întorci? Da, vrea să o întorc. Aoleu, pe asta toată căldura, nu mamă? Uite așa! Că văd că pe partea asta e, așa-i? Pe partea asta e? Da, e acolo, da. Mai un pic și gata. Mâncarea noastră e gata. Așa arată pirchița noastră.
Mie nu-mi place să zic bibilică. Și eu spun pirchiță. Așa s-a obișnuit. Să văd pe partea asta cum... A, nu pot. E prea... fragile. Arată așa. Ori pe o parte, ori pe alta. Așa, și-o pune cartofiul ăștia. Cartofiul a lăsat un pic prea căruș. Nu-i mai. Și nu s-a făcut crocanț. Da, să mă uit. Dar pe partea asta, la altă, cu tătavă, cred că sunt rumeni. Are el orezul, are orezul nuntru, care nu trebuie. Deci nu stăm noi în cartofii ăștia. Tu le-ai pus mai mult ca să stie pirchița frumos în tavă. Da. Ia că întorc să se arate. Așa. Să arate că e fain. Exact. Asta e bine. Da, ia că așa. Dar aici ce are? Acum s-o rupt. Ia așa. Așa, mai pun și pe ăsta, unde să-l mai pun? Acolo. Ia că aici. Ce fain e. Deci eu m-am grăbit și n-am făcut salata. Haide să vă arăt. Deci, de-abia apuc să mânc o supă de pirchiță. N-am mâncat niciodată și stare curios. Să pun și un morcov, te rog. Da. Și nu pune mai multe de două găluște. Da, așa fac. Mamă, ce faină e. Zamă pe bibilică. Pirchiță. Așa. Nu știu dacă mai ai văzut zamă de găină așa galbenă, serios? Ei. Așa, și acum să mă pun să fac salată. Ce salată? De varză. Nu, nu, lasă că... Sau fac salată de roșii, ca e mai repede. Roșii, cu usturoi. Stai că sară dacă nu știi despre ce e vorba. Ok. Cred că numai la noi și la unguri și la greci și la bulgari este soiul ăsta, fain, de roșii. Asta e aurora, mami, nu? Asta e inimă de bou, așa zic ei. Acum, că o fi de bou sau de vacă, nu știu. Și afară este Ochsenherz, o cheamă. Tot așa formatul ăsta, dar n-are același gust. Și nu înțeleg de ce. Același soare le încălzește pe amândouă. Orică e la România, orică... Nu e adevărat. De ce? Că nu e același soare. Cum să nu? Păi nu au, cu temperatura noastră. Și pământul nostru. Pământul nostru românesc. Glia noastră strămoșească. Când am dus eu la austrieci roșie de la noi, au zis că se simte în vacanță. Serios? Da, m-ai spus.
Lăsăm așa pătrățele mari ca să poată să, când ia din salata asta, să poată să mânci așa, deci să, că ea se topește imediat. Mai pun? Dacă ai tăiat-o, dar nu așa cum a... Vedeți că trebuie să arunci și din ea. Vedeți? Uitați. Eu mă refer acum la sucul de roșii. Că se aruncă mult din ele. Deci eu am luat prima dată 25 de kilograme de roșii din astea mari, din care nu știu dacă au rămas 15. De ce? Vreo 5 kg s-au mâncat la noi, așa, că tăiem și am făcut sălată. Și vreo 5 kg, zic eu, că din toate s-au aruncat. Uitați că s-au aruncat. Auzi, ai zis că vrei să faci cu usturoi, nu? Da. Fă cu ceapa asta, dacă e aici tăiată. Nu. De ce? Cu usturoi mai gustos. Îți place? Ok. Cu usturoi se potrivește și la pui. La... Da, e adevărat. Așa. Știi ce? N-am pus eu o frunză de pătrunjel acolo. Și acum am văzut pătrunjelul și nu știu ce să fac. Să pun, să nu pun? Pune, dragă, că nu mă supăr. Pardon. Am vrut să fac ardei copt. Și eu fac un ardei copt foarte fain. Fiindcă nu că mă dau acum că cine ca mine. Dar poate alții nu pune roșie. Eu pun așa roșie. Păsta ardei o copt și atunci pun usturoi și are un gust minunat. Usturoi, oțet, un pic de apă. Da, da. Usturoi. Sare. Se poate pune ulei, și piper, ulei. Da. Și îl fac foarte fain. Dar la daci e rău de la ardei. Îmi place foarte mult cum face mami, dar pot să beau colebile și de toate și... Tot îmi vine așa... Și să știi că și eu mi-s așa, dar nu chiar ca tine, tu ești mai rău ca mine. Fiindcă eu pot să mânc totuși. Și Roberto, săracu, îi place și lui, tot așa, și el are problemă că îi vine sus așa. Asta e. Ce să facem? Poate mai multă lume e așa ca noi, da? Mi-a spus prietenii noștri că dacă luăm pielița după ardei la fierbere. Am încercat eu și cu una și cu alta. Aici nu mai pun oțet. Numai sare și atât. Sare, ulei, usturoi și atât. Și atât. Sare. Punem sare. Să știți că am și castraveți. Vi și arăt. Dar așa ne place mai mult. Și cu castraveți e foarte bun. Se poate alterna salata asta. Uitați ce castraveți din aia. Exact de la țăram ne-am luat. Soiul ăla care n-are așa zdrumțuroș, așa, așa netez. Vrei să pun unul? Cum vrei tu. Dar să nu zici că ți-l de la castravete. Nu, n-am treabă cu castravetele. Ok. Fac plăcerea lui Natalia. Ei îi place castravetele. Atunci să cere un pic de oțet. Atunci e altă salată. Da. Mă, ce fac? Nu mai pune oțet. Și acum începem să tăiem așa cât de subțire. Mami, așa nu-s bun pentru murat, ca să aveți așa mari. Ba da. Că ăștia mă-mi place mie la murat. La murat se pune chiar vara din ăștia așa mai grosuț.
Mai pun un pic de sare. Care... Și salata noastră s-a făcut. Dar n-ai pus prea puțin ulei, oare? Chiar prea mult am pus. Am făcut o salată de vară. Oțelă de pătrunjel, o pus mami și în oală. Da, așa-i fain, nu? Să-ți ieși pătrunjel. Și nu mai fac nimic. Vrei să nu rupi căluștele, lasă-le așa. Nu fie frică. Deci căluștele sunt foarte pufoase, știți? Și salata o lăsăm așa cu noi, nu mai umblăm la ea, să punem un alt bol mai mic, bine și așa. Am vrut să aduc și pâinea, dar nu mai aduc. Aceasta a fost realizarea mea. Mulțumim la Tatăl Ceresc pentru tot ce ne oferă zilnic. Mulțumim și la fratele Costel, datorită lui... Astăzi avem așa o bunătate pe masă, Domnul să vă binecuvinteze familia și toți cei dragi a dumneavoastră. Vă dorim numai bine, vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus și să aibă grijă Tatăl Ceresc de surorile mele, de... În Domnul. În Domnul, am vrut să zic de corp. Surorile în Domnul, Dumnezeu să le aducă în pace la familiile lor. Să fie cu ei acolo pe unde îs. Pace, la revedere! La revedere!